Discutăm astăzi despre sănătatea mentală și câteva dintre cele mai frecvente afecțiuni care tulbură această stare. Pentru că sănătatea mentală este o stare de bine în care oamenii pot să muncească, să facă față stresului, să se concentreze, dar și să se bucure de viață. Peste tot în lume, problemele de sănătate mentală reprezintă o povară foarte mare. Printre aceste probleme se numără atacul de panică, anxietatea și, în ultimul timp, tot mai frecvent depresia. Atacul de panică reprezintă un episod brusc și recurent de teamă intensă, care declanșează reacții fizice severe, în ciuda faptului că nu există un pericol real. Dacă aceste atacuri de panică sunt recurente cu perioade lungi de teamă, probabil că e vorba de afecțiunea denumită tulburare de panică. Depresia este cea mai răspândită tulburare psihologică în lume. Este o boală care durează câteva săptămâni sau chiar luni și declanșează suferințe profunde și disconfort celui afectat, dar și persoanelor apropiate acestuia. Principalele cauze ale depresiei ușoare sunt diferite probleme personale, financiare, conjugale sau profesionale. În cazul depresiilor severe, majoritatea sunt relaționate cu aspecte genetice și antecedente familiale. Din fericire, depresia este tratabilă. Cum anume, aflăm astăzi de la invitatul nostru. Este vorba despre Sebastian Armean, medic primar, psihiatru, specialist farmacologie clinică și șef de lucrări la UMF Iuliu Hațeganu Cluj. Bună ziua și bine ați venit, domnule doctor! Bună ziua, bine v-am găsit! Așadar, iată, deși e o primăvară frumoasă, soarele ne încălzește, florile înfloresc, există oameni care nu se pot bucura de lucrurile acestea pentru că au, așa cum spuneam, o problemă de sănătate mentală, o tulburare, să-i spunem. Și, așa cum citeam, peste tot în lume se înregistrează o creștere a acestor probleme, mai ales după pandemia de COVID. Ne-a afectat. Sunt studii din Statele Unite ale Americii care au loturi imense de zeci de mii de oameni incluse din registrele lor de raportare și au arătat că riscul de a dezvolta un episod de tulburare psihică după sau în primele 90 de zile de la aflarea diagnosticului de infecție COVID-19 crește enorm. Și atunci cumva și asta ar fi o variantă sau o posibilă explicație. Poate merită amintit capacitatea noastră de a face față stresului cotidian, așa cum ați spus dumneavoastră, este imensă și uneori nu ne dăm seama de efectele acestea. Dacă ne uităm un pic în istoria destul de recentă, criza financiară 2007-2008, cumva specialiștii s-ar fi așteptat că nu să fie un boom, o explozie a cazurilor de diverse patologii grave din spectrul acesta psihiatric, dar s-a observat că nu au fost așteptările atât de grave pe cât, rezultatele nu au fost atât de grave pe cât se aștepta. Cumva am învățat să le facem față. Organismul este dotat cu capacitatea de a face față acestor probleme, pentru că cred că nu există persoană care să nu fi avut în viață un episod supărător, o situație întristătoare. Cu toți am trecut prin ele. Important este cum facem față și ne punem întrebarea de ce unii nu reușesc și pentru cei din jur chiar pare un lucru banal acel element de care se împiedică și cade în această supărare, în această suferință profundă. Dar haideți să începem cu atacul de panică. Ce este un atac de panică? Poate că cel mai ușor pentru telespectatori să înțeleagă ce un atac de panică este să povestesc experiența mea. Că noi avem, este jumătate glumă, jumătate adevăr, se spune că între 1 din 4 sau 1 din 5 oameni la un moment dat va suferi de un episod dintr-o tulburare psihică. Până în anul 4 de facultate n-am zburat niciodată cu avionul, mi-era o frică teribilă, deci se încadrează în diagnosticul de fobie. A fost nevoie să zbor cu avionul până în Franța la o bursă și am zis că nu vreau să pierd bursa respectivă. În timpul zborului, în partea de decolare, am trăit ceea ce se numește atac de panică. Este o senzație că îți pierzi total controlul și exact cum ați menționat, frica este irațional. Deci acum știe toată lumea, avioanele sunt cele mai sigure mijloace de transport în comun, rata accidentelor este infimă, personalul este pregătit să-ți acorde primul ajutor. Dar nu poți să judeci din cauza fricii rațional. Toate lucrurile astea mi le-am spus. Și mai ales că știai dinainte că ai această fobie. Știam dinainte. Și erai și oarecum pregătit, pentru că erai student deja în ce an? Anul 5 eram. În anul 5. ce puteai să faci astfel încât să scapi de acest atac de panică? Și dacă ai făcut ceea ce ai învățat probabil la facultate? Cumva intuitiv am încercat să-mi distrag atenția de la ceea ce se întâmplă, să mă duc pe niște zone pe care le pot controla. Spre exemplu, poate părea amuzant, ca să mă liniștesc, mi-am imaginat că suntem ca în desenele cu Tom și Jerry, pe un stâlp foarte, foarte înalt. Stâlpul este conectat de avion și jos pe patine cu rotile din alea cu 4 roți, 2 în față, 2 în spate. Și atunci mi-am anulat cumva senzația că zburăm, ci că noi ne deplasăm la o înălțime foarte, foarte mare, dar suntem tot timpul în contact cu solul. Și a funcționat metoda. Da. Acum asta ar fi, să zic, partea amuzantă. Nu orice mi-aș fi spus în momentul ăla, până la urmă, atacul de panică trece de la sine. Deci toată starea asta de frică, de moarte, de teamă de a-ți pierde controlul, de a-ți pierde mințile, că îți explodează inima, creierul, durează undeva la 10-15 minute. Pentru cel în suferință, aceste 15 minute pot părea ore întregi. Spre exemplu, când discutam cu pacienții, îmi spun, am ținut un atac de panică 3 ore. Poate fi coada atacului de panică, adică senzația, poate pentru cei care nu au suferit niciodată, se aseamănă cel mai bine cu atunci când ne trezim dintr-un coșmar. Inima ne bate tare, știm că coșmarul s-a terminat, dar ne mai ia vreo 2-3 minute până ne liniștim. Și atunci astea ar fi cele 2-3 ore din coada atacului de panică. Dar așa cum spuneai, trece de la sine. După 10-15 minute, un atac de panică este normal. 1 din 4 persoane are de-a lungul vieții un atac de panică. Sau altceva, da. Sau altceva, altă tulburare psihică. În cazul în care trece de la sine, totul e ok. Când trebuie să ne facem probleme? Dacă se repetă, să zicem, undeva în prima lună, la mine șansa a fost, hazardul, să spunem așa, că a trebuit să schimb la Milano și m-am confruntat cu aceeași experiență într-un interval foarte scurt. Știam, după prima experiență de decolare, zbor, că nu mi se va întâmpla nimic, nu voi muri. Am repetat, am văzut că nu se întâmplă nimic și atunci s-a îngramat informația, gata, sunt singur, m-am vindecat. Eu pot să spun că m-am vindecat. Dacă facem partea asta de expunere mult prea rapidă, adică fără ajutorul unui terapeut care să-mi ghideze expunerea, s-ar putea să încerc să evit toate situațiile unde se poate declanșa. Și atunci trăim cu ceea ce se cheamă anxietate anticipatorie. Știind că este nevoie să zbor Cluj-București de 2 ori pe săptămână, numai la gândul că fac check-in-ul, deja mă apucă ca un mini-atac de panică. Asta e de interes pentru populație. Din exterior s-ar putea să nu se vadă. Există cazuri în care văd că mă palizesc, transpir, cumva sunt agitat, dar frica, trăirea intensă este în interior. Și atunci, de foarte multe ori, aceste persoane nu sunt recunoscute sau sunt luate în derâdere de către ceilalți. Că bine, ce așa mare filozofie să zbor sau mai frecvent să mergem cu liftul, da, ți-e frică de spații închise. Persoanele care suferă de tulburare de panică în situații de acestea, fobie specifică se cheamă, dacă trebuie să urce cu liftul până la etajul 8 și există scări, vor urca pe scări de fiecare dată, nu contează câte bagaje au. Și la un moment dat cineva din anturaj, bun, hai să luăm cu forța, să-l ducem cu liftul, să vedem crapă sau nu crapă. Și vor constata că nu crapă, că nu murim. Dar starea de frică pe care o are când liftul urcă nu poate fi comparată, nu poate fi explicată în cuvinte. Și atunci confruntarea cu stimulul care declanșează fobia poate produce atacul de panică. Dar dacă acest stimul poate fi evitat, ar fi o metodă de a scăpa de atacurile de panică. Dar există și situații în care aceste atacuri sunt bruște, neașteptate, la stimul diferiți, probabil, pe care nu i-ai mai întâlnit. Și atunci, așa cum spuneai, nu mai vorbim de atacuri de panică, ci de tulburare de panică sau fobie. Iar simptomele acestora sunt deja mult mai grave, citeam chiar despre durere în piept și se poate confunda cu un infarct. Exact, asta este cu glumele cu colegii mei cardiologi. Am spus, dacă tulburările de panică ar proteja de infarct, aș vrea ca toată lumea să fie cu tulburare de panică. Există cumva, haide să spunem, preconcepția că dacă un pacient sau un beneficiar al serviciilor de sănătate mentală se prezintă la investigații și îl doare în piept, nu îl tratăm cu aceeași, să zicem, responsabilitate sau cu aceeași atenție. Și atunci s-ar putea, într-adevăr, să pierdem o cardiopatie ischemică sau un, să zicem, infart minor. Deci asta nu înseamnă că nu va trebui să investigăm. Sigur că experiența medicală îți arată cortegiul de simptome care însoțesc, dar asta este una dintre fricile pacientului. Și acest tip de pacienți sunt cei care merg destul de frecvent la urgențe să se verifice, să-și facă încă un EKG și încă un EKG, să asigure că nu este nimic în neregulă cu inima lor. Vreau să-i anunț acum pe telespectatorii noștri că din acest moment pot și ei interveni în cadrul emisiunii noastre sunând la numărul de telefon 0264 420 135. Discutăm astăzi despre tulburări psihice, în special despre atacul de panică, tulburare de panică și depresie. Dacă aveți întrebări pe această temă, v-ați confruntat cu un astfel de episod, așteptăm telefoanele dumneavoastră. Până atunci noi continuăm. Domnul dr. Sebastian Armean ne va explica și suntem cu toții curioși să aflăm care sunt cauzele pentru care unele persoane, iată, dezvoltă aceste atacuri de panică. Dacă e unul singur, e atac de panică, așa cum mi-ați explicat. Dacă sunt mai multe, este deja tulburare de panică sau fobie. Haideți să ne axăm pe cauze. Pentru noi, ca psihiatri, cumva specialitatea față de alte specialități medicale pare un pic așa mai artistică, privită din exterior. Că noi spunem că patologia psihiatrică se vede sau este diagnosticată în tulburări. Pentru celelalte specialități medicale există boli. Și asta cumva arată că ceva nu funcționează cum ar trebui, este perturbat, un anumit echilibru este perturbat. Tulburările psihice au o etiologie plurifactorială, multifactorială, adică nu putem spune cu certitudine că există doar influența mediului sau doar influența, să zicem, a geneticii. Cumva se combină într-o proporție mai mare sau mai mică. Și acum cu toții am observat în mica copilărie, când mergem în excursie, că te sună mama sau un părinte, de 10 ori ai ajuns cu bine, ți-ai despachetat, ai grijă, ai grijă, ai grijă. Toate astea pot crea noi niște comportamente să fim ultra prudenți. Și atunci de aici cumva suntem temători, mai anxioși. Și atunci asta se poate observa. O cauză ar fi educația primită în familie. Da. O altă cauză, moștenirea genetică, așa cum spuneați. Da. Dacă au existat antecedente în familie, există riscul mai mare, probabil, de a avea și noi, la rândul nostru, atacuri cumva de panică. Am putea fi mai predispuși. Acum nu s-a identificat cu certitudine o genă în care să spui că dacă este mutația aceasta, toată lumea face. Că exact cum începusem discuția. Și dacă riscul meu este mai mare, eu pot să depășesc acest risc. Am o capacitate de reziliență, să-i spunem, mai mare și atunci pot învăța din... Deci putem vorbi doar de anumite predispoziții, anumite factori care predispun la astfel de atacuri. Avem o primă telespectatoare, doamna Casiana din Mediaș. Bună ziua, vă ascultăm! Alo, bună ziua! Vă auzim? Sunt Casiana Mocanu din Media și vreau să spun că de la COVID încoace, din 2020, am făcut crize de anxietate una în una. Și ultima dată am făcut în sala de clasă, fiind profesor, și m-a luat o criză din asta de vertij, care vreau să zic că și acum îl țin sub control numai cu pastile. Ați fost la un medic specialist și căruia v-ați adresat? Am fost la neurologie. Mi-am făcut... Da. Am fost la un neurolog care mi-a dat să-mi fac un RMN cerebral. Nu s-a văzut nimic, dar de atunci îl țin sub control cu pastile. Asta e exact ce spuneți dumneavoastră. Cumva pentru noi ca psihiatri avem nevoie de ceea ce se cheamă diagnostic de excludere, adică să ne asigurăm că nu este o boală somatică. Cum colegul neurolog probabil s-a gândit că este ceva afectat la nivelul creierului. Și în momentul în care te asiguri că nu ai situații de acest tip, atunci intervii cu o parte, să zicem, medicală. Acum, în ceea ce discutați, ceea ce prezentați dumneavoastră, într-adevăr, poate nu întruniți în totalitate criteriile de atac de panică, că unii pacienți mai spun niște crize de anxietate. Ceea ce descrieți dumneavoastră cu senzația asta de amețeală, de cap gol poate, de lipsă de aer sau trebuie să inspir foarte, foarte profund ca să simt că trag suficient aer, sunt niște elemente de tip anxios, se încadrează într-o tulburare de anxietate. De obicei apar, într-adevăr, după perioade în care cumva viața mi-a fost pusă în pericol sau, mai bine spus, siguranța vieții, că în pandemie foarte multe persoane erau nesigure în ceea ce privește locul de muncă, relațiile, interacțiunile cu cei dragi. Ați spus că se pot controla cu pastile. Ar fi o idee să încercați să mergeți la un coleg care este specializat pe partea de psihoterapie, să vă învețe niște modalități și să le exersați în cabinet în care să reduceți, noi spunem, activarea simpatică, adică teama asta pe care o resimțim ca bătăi ale inimii, ca tremur, transpirație. Folosesc. Ați fost și la psiholog? Da, și folosesc tehnici de relaxare. Mi-a dat niște tehnici de relaxare. Și ajută? Pe care zilnic le aplic de 2-3 ori. Dar eu asta nu știam de la ce a pornit cauza aia. Că vreau să zic că și acum stau, că iară mă va apuca cândva. Asta ce spuneți este exact ce spuneam, anxietatea anticipatorie. Tot timpul mă aștept și mă lovește când mă aștept mai puțin. Că sigur vi s-o întâmpla la un moment dat să faceți lecția exact așa cum v-ați imaginat dumneavoastră exact, și nu se întâmplă nimic. Atunci. Da. Și apare din stres. O variantă ar fi, sigur că depinde foarte mult să vedeți în terapie. Este atât de important să vedeți de unde a pornit sau știut fiind faptul că va reapărea, cum gestionez. Pentru că niciodată, de fiecare dată când vi s-a întâmplat, în afară de faptul că v-ați simțit rău, foarte, foarte rău, o perioadă de 5 minute, 10 minute, 15 minute, ați putut supraviețui. Și atunci, cumva, lucruri de tipul ăsta se pot regla în terapie. Spre psihoterapie. În psihoterapie. În psihoterapie. Bună precizare, că terapia este și partea medicamentoasă. În psihoterapie. Pe unii, într-adevăr, îi ajută să știe din ce cauză s-a produs. Sau nevoie de certitudine. Acesta e stimulul care mă sperie, exact. Să-l evit. Pentru alții este mai important să văd cum reușesc să managerez sau să trec peste lucrurile care mă deranjează. Și atunci poate există diferite tipuri de psihoterapie, unele, să zicem, de acoperire, în care am un simptom și încerc cumva să-l țin sub control ca o oală care fierbe, pun un capac și sting focul, sau cele de descoperire în care caut sursa conflictului psihologic. Și acum, din ce îmi povestiți dumneavoastră, probabil că asta v-ar interesa mai mult, să vedeți care ar fi cauza. Asta puteți discuta cu terapeutul, vedeți ce formă de psihoterapie practicați și poate vă îndrumă spre altceva. Oare am răspuns la întrebare? V-a fost de folos răspunsul invitatului nostru? Da, vă mulțumesc mult! Vă mulțumesc mult! Cu mare drag, cu mare drag! Și noi vă mulțumim pentru că ne urmăriți și iată, v-ați făcut timp să și intrați în direct cu noi. Poate și alte persoane se confruntă cu aceeași problemă. Și așa cum spunea domnul doctor, e nevoie pe lângă terapia medicamentoasă de psihoterapie. Mulțumesc mult și o zi bună vă dorim! Haideți să vedem cu investigațiile acestea. Iată, doamnei i s-a cerut un RMN funcțional, nu știm dacă funcțional sau simplu are importanță, tipul de RMN. Din ce făcut? Descrie, cel mai probabil a fost un RMN simplu, cel în care stai în tub, păcăne acolo, să te asigur că cumva morfologia, adică structurile anatomice, sunt în regulă. Nu. Iar RMN-ul funcțional, care este diferența? RMN-ul funcțional încearcă să aproximeze care ar fi funcția creierului, adică putem vedea vascularizație, consumul de glucoză, să zicem, în anumite zone ale creierului. Spre exemplu, în anumite sarcini în care vrem să ne rememorăm anumite lucruri sau să învățăm, depinde ce sarcină, e vizual-auditiv, anumite zone din creier, la RMN-ul funcțional luminează mai tare și atunci putem spune că acolo se întâmplă ceva. De exemplu, că aminteam de pacientul care suferă de depresie, acolo se vede cumva creierul se activează mai încet la un RMN funcțional. Și atunci, punând în paralel un individ sănătos cu un individ care suferă de depresie, partea, să zicem, de lob frontal, adică aici, procesele superioare cognitive, cele care ne ajută să socotim, să calculăm, sunt mai încete. Și asta și pacientul care suferă de depresie observă că nu se mai poate concentra la fel de bine ca înainte, sau face greșeli, sau uită lucruri, sau nu-și amintește lucruri. Și asta poate fi certificat pe baza unei explorări imagistice funcționale. Deci nu-i cumva doar că îi se pare. Avem și o certitudine și o investigație. Da. Și asta înseamnă că nu doar moștenirea genetică, eu știu, caracterul nostru mai sensibil, situațiile stresante în care suntem puși sunt cauza, ci există realmente și niște modificări biochimice la nivelul creierului care ne aduc în starea aceea de suferință prin spaimă, prin neliniște, anxietate și așa mai departe. Așadar, ce investigații sunt necesare pentru a pune cu certitudine diagnosticul de tulburare de panică sau fobie? Fobia înseamnă o frică irațională față de, cum ar știu că definiția sună circulară, de un stimul fobic, adică cel care creează. De exemplu, când care suntem, de multe ori este necunoscut. Există și așa ceva sau există cele, să zicem, clasice. De exemplu, fobia de sânge. Unii dintre noi leșinăm sau nu ne simțim confortabil când trebuie să ne luăm sânge. Dar știu cum ne uităm în partea cea înaltă. Apoi, fobia de animale, fobia de elementele naturii. Tunet, fulger, lucruri de tipul ăsta, de înălțime. Sunt firești, sunt normale. Da. Doar că să nu rămânem cramponați în starea aceea. Da. E foarte interesant că nu pot să spui exact cu certitudine de unde a început. Că exact cum spuneți, frica este un element eminamente protectiv, adică știm să ne ferim de pericole. Aici este o frică patologică. Exact. Da? Și atunci, cumva există teoria asta a învățării, adică am văzut pe Xulescu că se teme de ce-ar fi să mă tem și eu, că asta înseamnă că învăț să mă protejez. Și ați amintit un lucru foarte important. Cumva evit să mă confrunt cu stimulul fobic ca să nu-mi declanșez atacul de panică, dar ajung să-mi limitez interacțiunile sociale. Spre exemplu, deci n-ar fi o metodă bună aceasta. Până într-un punct e bună. Dacă, de exemplu, mi este frică de șerpii veninoși, n-am nicio problemă să evit șerpii veninoși pentru că eu nu lucrez ca biolog. Dacă mi-ar fi frică de ace, spre exemplu, este fobia asta, mi-ar fi dificil să lucrez ca medic. Și atunci aici ar trebui să cer ajutor de specialitate. Subliniez ar trebui pentru că de regulă evit. Pentru noi este foarte important cât sau câtă dizabilitate aduce individului. Că, repet, fobia de șerpi veninoși nu se duce în Australia. Se duce în altă parte. Dar când atacurile acestea sunt zilnice, cum era în cazul telespectatoarei noastre, care este profesoară, deja este deranjant și afectează practic viața profesională, socială și așa mai departe. Și merge mai mult de atât, că noi când ne gândim la profesie, poate ne gândim la câți bani aducem acasă. Dar cumva ar trebui să ne uităm, subliniez, și la ceea ce facem noi în profesie. Adică e clar că și elevii în situația Domnului, și îmi mulțumesc foarte mult că a intervenit, că e mult mai ușor să folosim un exemplu de tipul ăsta, au probabil de suferit pentru că nu poate să predea așa cum și-ar fi dorit. Și atunci, în momentul în care vorbim de impactul tulburărilor psihice, ne uităm și la dimensiunea aceasta socială. Că, de exemplu, un individ care trăiește cu tulburare de panică sau un individ care trăiește cu depresie nu va mai fi la fel de productiv, nu atât ca să-și aducă bani acasă, cât roadele muncii să poată fi culese de cei în folosul cărora le... De aceea, primul pas este punerea unui diagnostic cu certitudine. Așa. Pentru noi, în foarte multe situații, tulburările psihice sunt cumva diagnostice de excludere. Și atunci ar trebui să mă asigur că nu... Să dădeam exemplu cu tulburare de panică, nu este într-adevăr acolo un atac de cor, să zicem, cum se spune, la cardiopatie ischemică. Îl excludem. Îl excludem. Pot fi probleme de tipul, să zicem, din sfera orele sau pneumologie, alergic la ceva și de asta îi se face rău, transpiră. Soliciți consult alergologic sau pneumologic. Putem solicita consult de medicină internă. Cumva abordarea este integrativă, interdisciplinară. Ai bănuielile de 89-90% că există un tipar, dar sunt situații, mai ales în cadrul, noi le spunem persoane cu risc, dacă ar fi la 20 de ani, puțin probabil să aibă și o boală somatică și atunci nu mai, între ghilimele, pierd timp ca să tot îl trimit să-și facă analize. Încep direct medicația și fac ceea ce se ia în probă terapeutică. Dacă cu intervenția psihoterapeutică sau medicație lucrurile sunt sub control, înseamnă că 99,99% a fost bine. Dacă, de exemplu, este un vârstnic cu diabet, hipertensiune, atunci mă voi duce și în zona aia, pentru că, de exemplu, în stările astea de tulburare de panică, frica asta intensă poate să antreneze niște modificări, să zicem, biochimice sau și la nivelul aparatului cardiovascular. Și atunci nu merg doar eu cu medicația mea, că am nevoie și de ajutorul cardiologului. Așadar, e nevoie de o echipă multidisciplinară, să spunem așa, în cazul în care persoana mai are poate și alte afecțiuni, este mai în vârstă, trebuie verificate și alte boli. Și prin excludere, dacă acelea nu există, se merge pe acest diagnostic de tulburare de panică. Care este tratamentul medicamentos? Tratamentul medicamentos ar cuprinde vreo 3 etape. Partea inițială, partea de stabilizare și cumva scoaterea terapiei. Depinde foarte mult ce-ți doresc. Spre exemplu, sunt situații în care oamenii au de făcut delegații, zboră cu avionul 3 ore, dar zborul ăsta este odată la 3-4 luni. Aici nu ai nevoie de un tratament cronic, pentru că știi sigur și atunci înainte de zbor... Există un tratament care își face efectul imediat și ai scăpat de fobia respectivă. Pe moment. La următorul zbor... După cât timp o astfel de pastilă își face efectul? Foarte bună întrebare. Și asta merită precizat pentru toți telespectatorii. Mai sunt sunați. Trebuie să călătorim până în Grecia, mi se face frică pe avion. Ce să fac? Întreb cumva cam care ar fi toleranța la alcool. După cât te îmbeți? O bere, jumătate de sticlă de vin și rog... Facem un mic experiment, adică hai să avem un medicament, benzodiazepină, nu contează care, încearcă cu jumătate. Dacă vezi că te blegește, te muleșește, s-ar putea ca asta să fie doza corectă în momentul în care tu te urci în avion și ți-e frică. Dacă în starea asta de liniște, de pace, nu simți niciun efect, înseamnă că va trebui să creștem. Și atunci tot crești până când un pic te moleșește. Deci trebuie un pic de exercițiu înainte. Trebuie un pic de exercițiu înainte. De a ști exact ce doză ți se potrivește. Da, pentru că eu nu am cum să fiu de fiecare dată cu pacientul în mediu stresant. Că atunci aș putea să știu. Bun, și totuși cu cât timp înainte trebuie luat doza care s-a stabilit că e cea eficientă? De regulă, în momentul în care, dacă e aproape de aeroport, când pleacă de acasă sau cel târziu când intră în aeroport. Pentru că ai nevoie de o jumătate de oră, o oră sau 2 ore până când începe să-și facă efectul. În cazul doamnei care ne-a sunat și care avea aceste accese de anxietate în timpul orelor, ea când trebuia să ia? Le lua, uite, asta nu am întrebat-o, luam fiecare zi preventiv această medicație sau simte pacientul când vin aceste stări și deja e suficient timpul să ia pastila? Este un tratament, noi spunem, cronic, pe care îl iei cumva ca să prevină stările sau și dacă ele apar, nu mai au aceeași intensitate deranjantă. Simți că vine, îl controlezi și el trece mult mai repede ca înainte. Dar mai avem și medicația de criză, în care vezi că cu medicația ta cronică, zicem un medicament dimineața sau unul seara, nu este suficient, ai ceea ce se cheamă pachet pill, medicamentul la îndemână. Și dacă simți că situația este prea stresantă, nu o poți gestiona, la un anumit moment iei medicamentul. Nu, de regulă se dau benzodiazepină. Există mai multe clase de medicamente în cazul în care la o persoană nu funcționează. Da. Și atunci se schimbă în funcție de reacția fiecărui pacient. Cel mai ușor este de controlat cu benzodiazepină, medicamente diazepam, alprazolam, că de asta majoritatea lumea. Trebuie să spunem că acestea se dau doar cu prescripția medicului specialist. Nu sunt de rețetele verzi. Exact, nu se pot cumpăra din multe persoane amână prezentarea la medic și luarea acestor medicamente de teama efectelor secundare adverse. Asta este o întrebare pe care o primesc nu chiar la fiecare. Care ar fi aceste efecte adverse de care se tem oamenii? Dependența? Poate fi dependență, poate fi abuzul de medicamente, poate fi pentru benzodiazepine starea asta de sedare, de moleșeală, de blegeală. Pentru cealaltă clasă, și cumva asta poate bine de precizat, noi avem 2 clase de medicamente în psihiatrie, antidepresive, antipsihotice, pe care le folosim pentru tulburări de somn, pentru tulburări de anxietate, pentru tulburări depresive. Dar dacă unui pacient îi indic un medicament de tip antipsihotic, îmi spune de una schizofrenie. Secundă, pe ăsta luați ca să puteți dormi mai bine. Și într-adevăr nu este vorba de diagnostic de schizofrenie. Tulburările de anxietate se tratează cu antidepresive. Și omul pe bună dreptate spune, eu nu sufer de depresie. Tocmai mi-a spus că am tulburare de panică. Și atunci antidepresivele, cumva și antipsihotice aduc stigmă cu ele sau autostigmă. Dacă iau un medicament antidepresiv înseamnă că am depresie și mă gândesc la asta. Și ceea ce facem noi este cam educație psihofarmacologică, de că încercăm, așa se cheamă, dar nu pentru diagnosticul ăsta vi-l dăm. Ele vă asigură un echilibru. Cred că trebuie povestit despre efectele acestor antipsihotice. Da. Care este efectul lor? Unul liniștitor, din câte am înțeles? În principal unul liniștitor și pentru antidepresive. Dar nu neapărat cu somnolență sau vine la pachet liniștea și cu, eu știu, această somnolență? Clasele mai vechi de medicamente, din păcate, aveau riscul ăsta de somnolență și atunci este neplăcut. Noi asta încercăm. Și chiar neindicat în cazul în care trebuie să conducă. Da. De exemplu, dacă am un pacient la care mă gândesc sau să-l încadra în criteriile în care ai nevoie de tratament de tip benzodiazepină, cele care produc somnolență, și are desemnat un contract la notar, vânzare, cumpărare, să-și dea examen pentru, nu știu, promovare, prefer să amân introducerea tratamentului ca să fie, să zicem, cu mintea limpede. Din experiența mea nu a fost nicio situație până acum, de asta nu înseamnă că nu poate fi, în care să nu-i fie afectată capacitatea de judecată de la medicament. Și atunci asta zic că ar fi arta să decizi când este momentul să inițiezi tratamentul. Pentru celelalte, pentru partea de antidepresive, mai ales la început, se poate simți ca o stare de, nu știu, ca și când am bea 10 energizante și 5 espresso duble. În unele situații se simte asta. Și atunci pacientul vine și spune, eu eram anxios, stresat înainte, mi-ați dat medicamentele astea și eu mă simt și mai agitat. Și atunci, iarăși, este important să încep cu doze mici și eventual să cuplezi cu benzodiazepine ca să-i tai. Dar poate că cel mai important pas este să-i explic omului, să-i le spun pe toate. Spre exemplu, dacă vă dau medicamentul ăsta, s-ar putea cel mai probabil să aveți în primele 3-5 zile, cam atunci apar efectele adverse, grețuri, vărstături, diaree, balonare, constipații. Dacă vedeți că apar cam la 2-3 ore după ce le-ați luat, cel mai probabil e de la medicament. Dacă apar la 2 secunde după ce ați luat, poate că ați mâncat stricat ieri. Și atunci este important și omul să le poată recunoaște. Că în momentul în care știe, nu mai este frică de ele. Asta este una dintre problemele mari pentru noi, că nu să pot să explic pacientului că ceea ce fac, știu, mă pricep și să-i câștig încrederea, că nu este lăsat singur pe drumul efectelor adverse. Că dacă ne uităm la alte medicamente, probabil că sunt mult mai multe, dar cumva astea așa sunt percepute ca ceva mai... Aceste antipsihotice, în cazul în care omul conduce, pot să iasă pozitive în analizele de sânge? Dacă am avea cu ce să le testăm, pot. De exemplu, în ceea ce fac eu farmacologie clinică, o ramură este de a vedea concentrația medicamentelor în sânge. Asta este foarte greu de realizat, că am nevoie de niște aparate speciale de substanța pură. Dar sunt considerate ca fiind substanțe interzise la volan? Dacă pe ele scrie că pot afecta capacitatea conduce vehicule, da. Asta deja este o altă discuție apropo de legea care este în vigoare atunci, acum. Sigur, atunci când îi se prescriu, îl atenționați și cu privire la acest aspect. Da. Așadar, există clase de medicamente pentru această tulburare de panică, există psihoterapie. Ce schimbări în viața lui ar mai putea să facă pentru a evita sau a mai atenua aceste stări de frică și neliniște și, iată, care merg cu tremurături, palpitații, amețeală, durere în piept și așa mai departe? Cumva senzația este de lipsa controlului și atunci încercăm să recâștigăm controlul. Un lucru pe care îl discut cu pacienții mei, să se apuce de un hobby nou. Că în momentul în care îți alegi un hobby cu total diferit față de ce ești tu obișnuit, automat vei începe să te informezi, vei începe să citești cărți sau să cauți grupuri pe internet care sunt preocupate. Să vină cu ceva nou în viața lor. Mai avem un telespectator la telefon, domnul Cristian din București. Bună ziua, vă ascultăm! Să rămâne, estimată doamnă, eu am deschis telefonul. Da, să rămână. Da, da, vă auzim. Bună ziua, eu sunt din București, am vârsta 65 de ani. Mulți înainte. Mulți înainte. Așa, se face radiofonie, îți dau telefonul, televizorul la minim, da. La minim, da, da, da. Așa. Și am testat recent televizorul, l-am ascultat pe domnul doctor, nu cunosc contextul ce și cum, am 65 de ani, am ceva stare depresivă de vreo 10 ani de zile, se pare că ar fi și ceva genetic, din câte că și tatăl meu a fost în sfârșit. Și chestia este că și fata mea cea mare, care are 35 de ani, a pățit tot așa o stare depresivă după naștere, după un eveniment familial mai așa. Și a fost chiar și internat în București aici. Am ascultat cu drag toate cele spuse de domnul doctor și, apropo, la un moment dat ați abordat problema cu durerea în piept, că simulează atacul de panică, simulează așa zisul atac de cor. Da. Da, da. Și am întrebat și salvarea. În sfârșit, doamna după salvare a spus că nu, domne, că e un atac de panică. Știți ce se întâmplă? Este o boală care nu e crezută de cei din jur. O tratează cu indiferență și pentru pacient este foarte, foarte frustrant, să știți. Da. Acum eu urmez cu serlift. Am fost la medicul psihiatru de ambulatoriu, așa. Ce se întâmplă când stau degeaba și nu am activitate, că sunt pensionar, starea în sine parcă apare, parcă este, dar au fost episoade mult mai pregnante, așa, mult mai accentuate, să știți, domnul doctor, în sensul că acum vreo 10 ani de zile aveam o stare de pierdere a eu-ului, de personalizare se numește, nu știu, la un moment dat nu știam unde, ce și cum se întâmplă cu mine, știți? Și ați urmat vreun tratament? Am fost internat, am urmat cu un tratament, dar apropo de dependență și de asta, știți, ulterior l-am regresat tratamentul și alcoolul, apropo de alcool, mai beam și eu, mă duceam într-o etapă așa de bine, uitam, nu mai, parcă era bine. Știți? Acum o să, chiar o să abordăm această temă, alcoolul în depresie, cât de mult rău face. Și întrebarea dumneavoastră pe scurt, care ar fi? Deci întrebarea pe scurt. Eu aș vrea să am o comunicare așa mai tematică pe, la bolii vis-a-vis și de fata mea și de mine. Și am crezut că sunteți Bucureștiul, dar văd că e Clujul. Da. Am înțeles, dar cu siguranță aveți specialiști, psihiatri și în București. Eu știu că toată lumea în București, nu? Sigur. Păi, deci ați vrea să aflați mai multe despre această patologie, depresia, și cum anume s-ar putea ea trata. Urmăriți-ne, pentru că vom detalia și acest aspect în minutele următoare. Eu, ca să tendința mea a fost cu telefonul, că poate îl pot pe domnul doctor, că e foarte amabil și foarte așa direct, să-l găsesc undeva și să... Cu siguranță colegii mei din regie vă pot da numărul dânsului și discutând personal îi veți putea spune mai multe. Multă sănătate! Mulțumesc, să rămână! O zi bună! O zi bună! La revedere! Din fericire, așa cum spuneam, aceste tulburări psihice beneficiază de tratament medicamentos și psihoterapie. Sigur că există mai multe clase de medicamente și este important de știut fiecărui pacient ce medicament îi se potrivește. Domnule doctor, există vreo modalitate de investigație pentru a ști ce tip de medicament să-i dați fiecărui pacient în funcție, eu știu, de genetica lui? Dacă am fi avut discuția asta cu vreo 10 ani, răspunsul ar fi fost poate că. În momentul de față putem spune că da, avem variante. Există o analiză de laborator care, noi spunem constelație genetică sau profil farmacogenetic, în care îți arată cam în funcție de, să zicem, anumite particularități, n-ar o să intrăm în detalii tehnice, care medicament, cam în ce doză, pentru ce patologie ai putea să-l administrezi. Și atunci costă undeva la vreo 1000 de euro, acum nu se spune că nu facem publicitate. Răspunsul este că există și pe noi, ca psihiatri, și pe alți colegi, ne ajută foarte mult, pentru că altfel facem ceea ce se cheamă, avem niște ghiduri de tratament și de diagnostic, în care spune prima linie de tratament este asta, încerci, aștepți o perioadă de, vezi că nu-i suficient, treci la linia a doua, aștepți, vezi că nu-i suficient, treci la linia a treia, după care începi să le combini. Asta ne-ar scurta foarte mult. Din păcate, costul este prohibitiv. Și ca să răspundem și domnului care era interesat sau dacă poate, între ghilimele, să transmită patologia, există și pentru asta un fel de instrument de screening, adică poți să vezi, mai ales pentru cei care provin din familii în care am o încărcătură psihiatrică mai mare, la vârsta, să zicem, adolescenței, a copilăriei, se poate face un test de sânge în care îți arată cam care ar fi riscul de a dezvolta anumite... Toate că nu există o mutație genetică. Nu există, nu, dar îți poate spune... Dar există alte elemente care îți pot spune lucrul acesta. Pentru că domnul a ridicat problema depresiei și vrem să ajungem și la acest capitol, această tulburare de panică netratată poate să conducă în timp la depresie? Da și nu. Cumva stările depresive cu stările anxioase noi le spunem comorbidități, adică două tulburări care există împreună. Într-adevăr, ați văzut că amândoi telespectatorii descriau și niște fenomene de tip depresiv și niște fenomene de tip anxios. În momentul în care se cronicizează, e foarte greu să spui care dintre cele două predomine. Adică ai un fond depresiv, cum era în cazul telespectatorului din București, dar aveam și sentimentul acela de anxietate majoră. Și atunci care e diferența între depresie și anxietate? Pentru depresie, o glumă spune așa că psihiatrii au murit tristețea. Exact cum ați început dumneavoastră prezentarea emisiunii, în perioada asta ar trebui să fim veseli, să fim bucuroși, primăvara, totul înflorește, înverzește. Putem să ne simțim triști. Dacă tristețea asta durează câteva zile, este perfect normală. Suntem capabili să resimțim emoția asta. Dacă durează cel puțin 2 săptămâni, atunci deja vorbim de depresie. Și depresia cumva începem să o înțelegem ca fiind ceva patologic. Da, există depresie respiratorie, marea depresiune economică, depresiunea ca formă geografică, deci este și depresia un lucru normal. În momentul în care povestim de patologie, este tulburare de tip depresiv, în care simptomele astea de tristețe profundă. Ați văzut că domnul spunea că stau și dacă nu fac nimic, parcă mă ia. În momentul în care nu mă mai pot bucura de lucruri care înainte mă bucurau, nu mai pot să-mi fac planuri, privirea mea este tot înspre trecut. Mă gândesc numai la greșelile pe care le-am făcut, la orice eșec pe care l-am avut în viață. Toate astea antrenează și dau trăirea depresivă. Și iarăși un lucru foarte important pe care l-am menționat și asta mă bucur că vine din partea telespectatorilor, din partea celor care se confruntă cu probleme de tipul ăsta, este faptul că acest tip de tulburări este trecut cu vederea sau bagatelizat de către aparținători, de către cei dragi. Și o să auziți asta vreodată, dar cum poți să fii depresiv că ți-s copiii sănătoși, ai mașină, casă, serviciu? Nu văd motivele reale care ar face din omul din fața ta o persoană atât de tristă, dar el le resimte altfel și lucrul acesta e greu de perceput de cei din jur. Mai avem o telespectatoare, doamna Niculina din București. Bună ziua! Bună ziua! Vreau să-l întreb pe domnul doctor despre dubla personalitate. Dacă puteți să fiți un pic mai clară, ce anume v-ar interesa? Păi, m-ar interesa dacă este se repetă faza, deci dacă cineva are acest simptom, se tratează, e posibil să revină peste un timp? Asta e o discuție foarte, foarte lungă. Nu este tema noastră de astăzi, dar dacă puteți să-i răspundeți scurt. Mulțumim mult, doamnă, pentru intervenția. Păi, e neurologie, doamnă. E neurologie, nu asta vorbim? Nu, psihiatrie. Noi discutăm aici despre depresii, despre tulburare de panică. Da, da, da. Păi tot acolo intră și asta. Psihiatrie, da, da, da. Da, dar e altă temă. Asta spuneam. Dar vă mulțumim mult pentru că ați intervenit, dar avem foarte puțin timp mai avem, de aceea vrem să tragem o concluzie la tema noastră de astăzi. Știți, dumneavoastră, reporterii, să vorbiți mai puțin, să vorbească mai mult medicii. Păi a vorbit. Na, doar trebuia să-l ascultăm. Mulțumim, mulțumim mult. Pe scurt. Asta este cumva un diagnostic contradictoriu. Ai niște criterii, cumva splitting personality disorder, ar fi tulburarea de personalitate multiplă, în care tu ești ferm convins că trăiești o anumită viață și din cauza unei traume ți se activează cealaltă. Asta vedem în filme. Și atunci cele două personalități nu știu una de alta. Deci cam asta ar fi... E foarte greu de... E foarte greu în poate că dăm o altă emisiune. Într-o altă emisiune să abordăm această temă. Dar haideți, pentru că ne apropiem de final, să discutăm despre tratamentul depresiei, care, sigur, în anumite etape ale vieții este, să spunem, fiziologică, mai ales în cazul femeilor, pentru că apar acele schimbări hormonale, lunar, la ciclurile menstruale, postpartum, după naștere, la menopauză. Femeile trec prin astfel de stări depresive. Trebuie tratate și acestea? Există 3 grade de severitate, ușor, moderat și sever. Depresiile sau tulburări depresive, episoadele ușoare, de regulă fie trec de la sine, ceea ce e cumva impropriu spus, că omul a făcut ceva. Deci nu au trecut, am stat, am dormit și le-au trecut. Înseamnă că am devenit din ce în ce mai activ, m-am preocupat, am început să mă îngrijesc, să mă duc la coafor, deci am făcut ceva. Asta cumva se spune că trec de la sine, nu e neapărat nevoie de intervenție. În depresia de intensitate medie, depinde de intensitate, pot să abordez sau varianta psihoterapeutică, sau varianta medicală, sau combinată. În depresiile grave, principala rezolvare ar fi medicația. Grav înseamnă când simptomele persistă, eu știu, o perioadă mult mai lungă, sunt mult mai severe. Pot fi asociate, de exemplu, cu credințe, hai să le spunem, iraționale. Adică sunt convins că sunt blestemat pentru ceva ce am făcut și orice respirație de-a mea va distruge pe cei din jur, sau cred că organele mele sunt putrezite și atunci... Deci cumva intră în domeniul psihozelor și acestea sunt cazurile care de regulă sunt internate. Deci sunt mai multe forme de depresie, fiecare trebuie tratată individual, fiecare persoană care suferă și trece printr-un astfel de episod. Există tratamente medicamentoase, psihoterapie, poate și medicina complementară să ajute, eu știu, prin acupunctură, prin hipnoză, dar o să discutăm poate lucrurile acestea într-o altă emisiune. Eu vă mulțumesc mult pentru prezență și pentru toate informațiile oferite. Mulțumesc mult, cu mare plăcere. Aici se încheie Tableta de Sănătate. Eu sunt Corina Ionuț, vă mulțumesc pentru că ne urmăriți și până data viitoare să fiți sănătoși. La revedere!